Cristian Petcu a obținut titlul de doctor în istorie în 2009 cu o teză intitulată Guvernarea Miron Cristea, pe care a susținut-o la Universitatea Valahia din Târgoviște. În 2010 a devenit doctor în teologie la Craiova cu o teză cu subiect similar primei, Organizarea Bisericii Ortodoxe Române în perioada interbelică 1918-1940 și bazele ei canonice. Jurnaliștii de la România Liberă susțin că cel puțin 35 de pagini absolut identice au fost folosite în ambele lucrări. Cristian Petcu citează în teza în teologie fragmente din lucrarea sa în istorie. Demnitarul ar fi preluat fraze, paragrafe și chiar pagini întregi, fără să schimbe nimic și fără să folosească ghilimelele din alte surse, pe care le menționează doar în notele de subsol. Cristian Petcu a fost numit secretar de stat în Ministerul Culturii în 2013 și provine de la PNL Dâmbovița. Anterior a deținut funcția de director general al Institutului Național al Patrimoniului. Cristian Petcu este lector universitar titular la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Târgoviște și conferențiar asociat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova. Demnitarul nu a putut fi contactat pentru a da detalii despre acest subiect.